Salutare tuturor și bine ați revenit pe 10 la Info. Eu sunt Paul Soveșan și în acest videoclip vreau să vă prezint cursul de pregătire pentru admiterea la Universitatea București și Politehnica din București. Un curs pe care l-am lansat de aproximativ două săptămâni și puțin și n-am apucat să-i fac o prezentare ca lumea, n-am apucat să vă arăt despre ce este vorba acolo și să vă explic cui este el neapărat destinat. Pentru că, evident, pe lângă faptul că este destinat elevilor de liceu care își doresc să dea admiterea la Universitatea din București sau Politehnica din București, este destinat și altor elevi care își doresc pregătiri pentru alte facultăți, poate mai puțin cunoscute, dar cu un examen similar. Acum, aici dacă mergeți să vedeți cursurile noastre, evident avem cursul de la UBB, cursul de BAC și evident cursul de la Universitatea București și Politehnica București. Acesta este cursul, acesta este pagina de prezentare a cursului. Și momentan deja s-au înscris 25 de cursanți la el, deci vedem că este un curs de interes, adică cred că merge mai bine decât a mers cursul de UBB. Ideea este că admiterea atât la Universitatea din București cât și la Politehnica din București este din matematică și informatică. Bine, la unele din câte știu mai este și fizică, plus, dar oricum nu asta m-a interesat pe mine. Eu am studiat despre admiterea din informatică și este cursul despre admiterea din informatică. Acum, un lucru cu care trebuie să încep este faptul că, deși, sau nu, datorită faptului că admiterea este și din matematică, admiterea din informatică este mai ușoară. Este ceva mai ușoară, adică e ca și subiectul de BAC. Subiectul de BAC la mate e mai greu decât subiectul de BAC la info. Materia pentru ambele admiteri și din mate și din info e fix materia de BAC. M-am uitat, m-am documentat și am văzut foarte clar că materia atât la Universitatea București cât la Politehnica din București este exact aceeași cu materia de BAC. Nimic în plus, nimic în minus. Cursul ăsta de informatică este oarecum un curs de BAC, dar nu este un curs de BAC pentru că materia pentru admitere este explicată mult mai amănunțit decât ce aveți nevoie pentru BAC. Pentru că chiar BAC-ul este și are un nivel de dificultate foarte, foarte scăzut. Și atunci, în acest curs, eu am explicat toată materia de liceu de la clasa 9 până după grafuri în clasa 11, care este toată materia de liceu, toată materia prevăzută de programa școlară, da, în vreo 14 ore de curs, nu mai știu dacă sunt 12, pe acolo, și după aceea am făcut grile. Într-adevăr, grilele pe care le-am făcut sunt date ori la Universitatea București, ori la Politehnica din București, însă, per ansamblu, eu în acele 12 ore în acest curs am recapitulat toată materia de liceu. La Babeș nu era toată, era fără grafuri, era fără șiruri de caractere. Aici aveți și șirurile de caractere cu toate funcțiile predefinite și tot ce aveți de știut acolo. Și grafurile, care grafurile sunt un capitol dificil, un capitol foarte greu de pregătit, un capitol pe care profesorii în școli nu-l pregătesc așa cum ar trebui. Poate îl pregătesc la nivel de BAC, dar și acolo sunteți norocoși dacă ați făcut la un nivel de BAC bun. Ori aici, dacă ați văzut, sunt niște grile foarte dificile și am rezolvat grile foarte dificile din această admitere. Chiar am rezolvat și au fost acolo niște lucruri foarte, foarte interesante. V-am explicat cum să rezolvați toate aceste probleme și toate aceste grile de grafuri complicate. Acum, repet, m-ați întrebat de Universitatea din Brașov, m-ați întrebat de Universitatea din Iași, m-ați întrebat de Academia Forțelor Terestre și așa mai departe. Peste tot unde aveți nevoie de o admitere la care programa de admitere este toată materia de liceu de la clasa 9 la clasa 11, cu tot cu grafuri și cu șiruri de caractere, ăsta este cursul complet și cursul potrivit pentru voi. Chiar dacă scrie Universitatea București și Politehnica București, cea mai importantă componentă din acest curs este faptul că am recapitulat în 14 ore, parcă nu știu exact câte ore, 13-14, cu virgulă, nu le știu, dar am recapitulat în aceste ore tot ce trebuie să știți. Da? De la algoritmul lui Euclid, divizibilitate, factorizare, nu știu, cifrele unui număr, da? La nivel de concurs, atenție, nu la nivel de BAC. Am mers la vector, cu căutări binare, interclasări, secvențe, frecvențe, de toate. Am trecut mai departe, matrici, lucrurile interesante pe matrici, mai sus, șiruri de caractere, recursivitate, iar un lucru care nu se face pentru BAC, recursivitatea e extrem de importantă și o componentă extrem de importantă a programării. Și pentru admiterile la facultate, da, avem recursivitatea făcută în, cred că 2 ore am stat pe recursivitate aproape.
Și v-am arătat la fiecare algoritm și variante recursive și v-am explicat, aveți grijă aici și aici și aici și aici și faceți și dregeți și așa mai departe. Deci cursul ăsta este exact ce aveți nevoie pentru orice admitere la orice facultate din țara asta, unde ceea ce se cere este toată materia de liceu. Pentru că, repet, și o să mai spun de 1000 de ori chestia asta, cel mai important lucru este să știți foarte bine materia de liceu, pe care la școală n-ați făcut-o la nivel de admitere la facultate, cu siguranță. Ați făcut-o probabil la nivel de BAC, în cel mai bun caz. Ori știți foarte clar că toate admiterile sunt peste nivelul de BAC, nu de altă dată, dacă ar fi nivelul de BAC, s-ar intra cu dosar. Dar dacă vreți la o facultate cu dosar, mergeți cu diploma de BAC, ați luat 10 în BAC la info, probabil aia e cea mai mare componentă din admitere și atunci vă duceți cu diploma de BAC și ați rezolvat situația. Dar o facultate serioasă întotdeauna va da un examen de admitere și examenul de admitere este acest. Prețul cursului este din nou redus, acum redus rămâne, la 500 de lei, atâta va rămâne. Eu când calculez prețul unui curs, îl calculez undeva la 20-25 de lei pe oră de curs. Cam asta e formula de calcul. Aici am zis că 18 ore și ceva, 19 ore ieșeau 475 de lei și am zis ok, 500, da, nu... N-are relevanță chestia asta. Probabil că oricum o să mai adaug materiale video până la finalul acestui an școlar. Voi mai adăuga și rezolvarea concursului de UB, da? Mate Info UB. O să-l rezolv și pe acela și o să-l pun și așa mai departe. Deci vom ajunge și aici oricum la 20 de ore. Mai mult decât atât, toți cei care achiziționați acest curs aveți acces la serverul nostru de Discord. Nu vi l-am prezentat încă niciodată, poate vi-l prezint astăzi spre final. Dar practic este un server de Discord unde aveți posibilitatea de a pune întrebări, să mă întrebați pe mine și pe toți elevii din comunitate tot ceea ce nu este 100% clar, tot ceea ce nu înțelegeți foarte bine din acest curs, motiv pentru care vă încurajez să folosiți această resursă. Bun, acum, ca să vă arăt un pic despre ce este vorba, aici eu trebuie să dau continuă curs că l-am, voi trebuie să cumpărați cursul în prealabil, avem aici începe cursul, câteva date despre curs, dar nu asta este relevant. Avem aici videourile și în ordine, sunt multe videouri, vedeți aici fiecare. Avem introducerea cursului, vă povestesc câte un alta, recapitularea clasei a 9 și operații cu fișiere, recapitularea clasei a 10 și șiruri de caractere, recapitularea clasei a 11 și cu grafuri, aici iarăși 4 ore, da? Aici sunt 4 ore de curs, aici sunt 4 ore de curs, aici sunt 3 ore și ceva, da? După care... Fundamente de programare, aici sunt lucrurile care nu sunt încadrate nici la clasa 9, nici la 10, nici la 11, dar sunt complexități, sunt limitele tipurilor de date, sunt expresiile logice, sunt lucrurile pe care n-am reușit să le încadrez în niciunul dintre capitolele de mai sus. Aici am rezolvat subiectele de la admiterea la Unibunk din 2022, au fost mai multe variante, dar am selectat grilele și le-am rezolvat. Politehnica din București are subiectul de admitere din 2022, iar aici cred că am rezolvat două subiecte, parcă că erau tot așa cu variante. Avem după aceea grile de antrenament, am selectat eu câteva grile de antrenament cu care să vă antrenați, cele mai dificile pe care le-am găsit și cele mai interesante, evident. Și la final avem sfârșitul de curs unde avem o scurtă încheiere. Deci cam asta ar fi ideea și asta este cursul. După aceea avem resursele unde aveți câte un fișier zip cu whiteboard-uri, cu grile de antrenament v-am lăsat, uitați aici, ceva fișier cu 40 ceva de teste de antrenament, whiteboard-uri, PDF-uri cu toată teoria, tot bine structurat. Hai să vă dau un exemplu să vedeți cum arată. Ioi, ăsta e mare de tot. Ia să vedem, 100 de mega de PDF-uri și de toate. Ia uitați aici, ca să deschid fișierul. Deci cam așa arată, da? Deci aveți pe aici toate, la fiecare, semne de exclamare, frumos, vă zic la ce să aveți grijă, toate metodele de sortare, tot, matrici, căutare binară, interclasare, pui, absolut tot bine structurat acolo, în așa fel încât să vă puteți pregăti la cel mai înalt nivel pentru acest examen de admitere. La Universitatea București, la Politehnica București sau oriunde aveți nevoie. Practic, acest curs îl puteți vedea ca și cursul absolut a anilor de liceu. În cursul ăsta facem practic tot ce trebuia să faceți voi în anii de liceu și ați făcut sau n-ați făcut, sau ați făcut la nivel de BAC. Eu duc totul la următorul nivel și îl fac la nivelul de admitere la facultate. Dacă dați admitere la Universitatea din București sau Politehnica București, poate vă gândiți că
Da, uite, iau și cursul ăsta și dacă mă duc și iau și la matematică un curs, costă o grămadă de bani și așa mai departe și sunt de acord cu voi. Dar la UBB 500 de lei este pentru tot ce aveți nevoie pentru examen. Așa este. Aici 500 de lei partea de informatică. Dar nu trebuie să vedeți așa lucrurile. Trebuie să vedeți că acești 500 de lei îi plătiți pentru a obține un curs complet să învățați absolut tot ce ați făcut și ce trebuia să faceți în liceu. Și mai mult decât atât, dacă faceți acest curs fără niciun fel de glumă și fără niciun fel de joc, îl luați 10 în admitere la informatică. Pentru că subiectul în informatică e ușor. E ușor dacă știți tot ce este în acest curs. Deci, practic, faceți cursul ăsta cap-coadă. Nici nu trebuie să-l parcurgeți de 7 ori, cum trebuie ăla de la Babeș. Îl parcurgeți de 2 ori cap-coadă. Ați înțeles lucrurile. Și după ce ați înțeles lucrurile, faceți exerciții și așa mai departe și cu siguranță nota voastră o să fie peste 9,50, fără doar și poate. Pentru că așa este gândit acest curs și asta este ideea lui. Să vă facă, dacă sunteți de 8, să luați 10. Da? Sunteți de 8, nu-i nimic, luați 10, ați luat 10, ați terminat distracție și vă duceți mai departe și rezolvați mai departe probleme. Deci, asta e ideea. Subiectul din informatică o să-l rezolvați de 10 dacă parcurgeți acest curs. Pentru că este ușor dacă învățați ceea ce trebuie. Și dacă învățați ceea ce trebuie, în astea 18 ore 35 pe care le vedeți, o să fie 20 probabil după ce pun și rezolvarea concursului Mate Info UB. După ce faceți treaba asta, evident, ați scăpat de o grijă la informatică și vă concentrați evident pe matematică, unde și acolo o să trească să învățați foarte bine toată treaba. Dar dacă faceți acest lucru, cu siguranță nu o să mai aveți nicio grijă niciodată. Așadar, scopul acestui videoclip era să vă arăt ce conține cursul ăsta. V-am arătat ce conține cursul. Acum, ceea ce vă rog pe voi să faceți este să îl luați, să îl achiziționați. Să vă conectați la serverul de Discord din dashboard-ul de aici de pe site. Să-l parcurgeți oră cu oră, frumos, material cu material, tot. Unde aveți întrebări, veniți pe Discord și puneți toate întrebările pe care le aveți. Și la final, mai rezolvați iară, începeți să rezolvați testele de antrenament. Și o să vedeți că nota voastră trece de 9 de fiecare dată. Acum de ce zic trece de 9? E grilă cu un singur răspuns corect, dacă ați greșit una, luați deja direct 9,40. Dacă greșiți 200 sub 8. Deci, practic, ce vreau eu să zic e că dacă faceți acest curs, luați ori 9,40, ori 10, că nu există punctaje intermediare. 10, că le-ați făcut pe toate 15 corect, sau 9,40, că ați greșit una. Și cu exerciții o să vedeți că o să luați 10 în examenul de admitere. E un subiect nu foarte complicat, e un subiect pe care îl puteți să-l faceți de 10. Dar trebuie să știți toată materia foarte bine, grafurile, cum le abordați, cum le calculați. V-am explicat, am făcut foarte multe probleme cu grafuri, m-am concentrat pe grafuri, pe șiruri de caractere, pentru că astea sunt cele care pun cele mai mari probleme. Și m-am concentrat pe această parte, în așa fel încât să vă pregătiți la cel mai înalt nivel. Bun. Vă mulțumesc mult, eu am fost Paul Someșan, dacă aveți întrebări nu uitați să îmi scrieți pe WhatsApp și Instagram, o să vă las detaliile în descriere, vă las link și către curs în descriere. Orice fel de întrebări aveți, eu le aștept cu tot dragul, îmi face o foarte mare plăcere să vă răspund la întrebări și, desigur, tot ce aveți de făcut este să mă întrebați atunci când considerați că ceva nu este 100% clar. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare, vă aștept cu drag să colaborăm în pregătirea voastră pentru examen. Și până atunci vă urez mult succes și să ne revedem cu bine, desigur. Salutare tuturor!